Salutare, prieteni, bine v-am regăsit la GSP Live la pauză. FCSB și Farul sunt la egalitate, 0-0, așa cum de altfel v-a spus Stelian Stancu, unul dintre invitații mei încă de dinaintea partidei. Deja le bifează și la emisiunile trecute am mai prins rezultatele la pauză. O să vedeți foarte bine că va ghici, dacă nu scorul corect și pe repriza a doua, măcar numărul de goluri în total, adică e un ajutor cu adevărat. În continuare aici, în platou alături de Stelian Stancu, iar prin Skype ni se alătură discuției domnul Emil Săndoi. Domnilor, mulțumesc mult. Stelian, încep cu tine, că uite, ești fericitul câștigător din nou al unui pariu 0-0 la pauză. Dacă aș fi fost. Asta este. Doar sunt norocos. N-ai jucat, ai simțit tu ceva? Am simțit din motivele știute și de voi. Cei doi golgheteri ai FCSB-ului nu sunt seara aceasta în teren. Dar de altfel FCSB-ul chiar mi-a plăcut în această seară. Au făcut o primă repriză foarte bună. Le-a lipsit doar golul. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea aceasta agresivă cu acest pressing în jumătatea adversă. Au reușit să recupereze foarte multe mingi în jumătatea Farului și au pus în pericol poarta lui Buzbuchi. Buzbuchi în seara aceasta face un meci foarte bun și a reușit să țină echipa în joc. De notat, Buzbuchi la intervent, cea mai mare ocazie, bănuiesc că suntem de acord, a fost a lui Baba Al-Hassan, șutul acela Hassan, cu stângul respins de Buzbuchi cu piciorul. Ești în grafic, ți-a fost bine pentru tine. Se simte absența lui Olaru, se simte absențele lui Olaru și Coman. Da, cred că în seara asta doar... Deși tu ai spus că au jucat bine FCSB. Da, mie așa mi s-a părut, că au jucat bine, că au reușit să recupereze foarte multe baloane în jumătatea adversă. Au avut posesie de partea lor undeva, cred că peste 60% posesie. Și ocazii nu au fost foarte mari, dar au fost multe mingi în jurul careului lui Buzbuchi. Sunt puțin dezamăgit de prestația Farului. N-au reușit să se plieze jocului acesta agresiv al FCSB-ului și acestui pressing avansat. N-au ieșit să contracareze. La nivel de agresivitate a fost și Farul prezent, pentru că am văzut multe faulturi. Da, nu mă refer la agresivitate, ci la modul de a ieși din acest pressing, de a reuși să scoată mingea din... pentru că știm... Toți știm stilul de joc al Farului și al domnului Hagi, un fotbal constructiv, pornit de jos, de la portar. În seara asta n-au reușit să iasă și să facă... Ceea ce făceau de obicei. Ce făceau de obicei, da. Domnule Săndoi, cum vi s-a portat această primă repriză? 0-0, așa cum de altfel ne-a și spus Stelian, cum am zis, nici nu trebuia să ne mai uităm, că știam clar că o să fie 0-0. Se simte, ca să preiau întrebarea pe care am adresat-o și lui Stelian și pentru dumneavoastră, se simt absențele astea ale oamenilor cu golul de la FCSB, pentru că măcar pe tabelă, sigur, se simt niciun gol pentru FCSB, cei drept niciun gol și pentru Farul. Fără Coman și fără Olaru, n-a reușit FCSB să marcheze, deși a fost pe acolo, combinațiile au rămas, cumva stilul echipei, să spunem, din ultima perioadă, l-am recunoscut, dar nu și cu reușite notabile pe tabel. Așa este. În primul rând să știi că FCSB a reușit să țină jocul foarte sus în terenul Farului și datorită prestației foarte bune pe care au avut-o cei patru fundași. Deci cred că Crețu, Înghezana, Daua și Radunović au făcut o primă repriză fără greșeală astăzi. Este și motivul în care Farul nu prea a avut posibilitatea să iasă din jumătatea adversă și a fost destul de greu să găsească și niște culoare în apărarea adversă pentru a crea niște acțiuni periculoase. Din păcate pentru ei, chiar dacă au avut un joc colectiv foarte bun cei de la FCSB și au făcut un pressing foarte agresiv în terenul advers, să știi că din punct de vedere ofensiv, eu cred că decât Băluță a fost la un nivel foarte bun. Pentru că, vedeți, Octavian Popescu a fost destul de bine blocat, iar când a avut o situație pe final de repriză să-i paseze lui Băluță, care era într-o poziție destul de bună, nu s-a înțeles cu el acolo pe demarcarea lui Băluță. Iar la fel la Luis Felipe, uitați-vă că de fiecare dată când ajunge mingea la el, are o secundă, două secunde de întârziere
iar cei de la Faru reușesc de fiecare dată să creeze o densitate în zona respectivă și el nu poate să-și pună în valoare calitățile, pentru că deci din punctul meu de vedere, dacă ar juca mult mai repede și dacă ar căuta un spațiu liber în care să primească și să-și deschidă unghiurile, atunci ar avea mai multe șanse de reușită. Știți că și eu vă spuneam că sunt curios să-i văd pe cei de la FCSB în lipsa celor doi jucători reprezentativi. Să știi că jucătorii respectivi, Florinel Coman și Olaru, în comparație cu cei care joacă astăzi în primul 11, speculează foarte, foarte bine spațiile libere. Ceea ce din avamposturile FCSB-ului, exact cum spuneam la început, decât Băluța a reușit să o facă astăzi. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt puțin deficitari FCSB-ul. Dar, e adevărat, au avut ocazii clare. Acolo intervenția lui Buzbuchi, a mai fost șutul lui Băluță, foarte periculos. A mai fost șutul lui Luis Felipe, iar la fel, care și acolo este o ocazie, tot așa a reușit Buzbuchi să respingă. Dar, ți-am zis, le lipsesc execuțiile și le lipsește această penetrare pe care o au Olaru și Coman în faze care câteodată nu spun mare lucru. Dar haideți să ne gândim, apropo de execuții, la execuțiile pe care le-a avut Olaru în ultima perioadă, la execuțiile pe care le-a avut Coman, iar la fel, la diferența pe care a făcut-o Coman în jocul de la Craiova. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt puțin deficitari, dar e adevărat, au făcut o primă repriză bună, dar asta nu înseamnă că jocul este decis în vreun fel sau altul. Referitor la Faru, Faru, să știți că încearcă de fiecare dată să facă ei un pressing agresiv în jumătatea de teren adversă și din poziționarea pe care o au. Pentru că jucând într-un 4-3-1-2, automat ei încearcă să blocheze fundașii centrali prin cele două vârfuri pe care le au, iar în momentul în care adversarul joacă în margine pe fundașul lateral, automat să declanșeze un pressing în zona respectivă. Dar în jocul de astăzi nu le-a ieșit datorită și construcții bune pe care au avut-o cei de la FCSB, nu s-au precipitat, au ieșit foarte bine cu pas din apărare și foarte esențial au reușit să țină jocul, tot jocul în jumătatea de teren adversă. Bun, vreau să luăm câteva secunde de publicitate, apoi ne întoarcem și continuăm discuția în direct. Împreună pentru culori. Betano. Jocul începe acum. Am revenit. Stelian, la ce să ne așteptăm după pauză? E clar, am văzut un cadru cu Florinel Coman pe final de repriză. Părea că încă suferă, adică e acolo, dar pare că mai degrabă ar intra dacă lucrurile ar fi foarte, foarte rele. Era destul de înfrigurat, avea pe față, era adăpostit bine, ca să spunem așa, și părea ca un om care nu e la capacitate fizică foarte bună. Spunea cineva în comentarii, cineva care se uită la noi pe canalul de YouTube al Gazetei, un fan al celor de la FCSB, Miculescu ne salvează astăzi. Crezi că trebuie să vină cineva de pe bancă pentru a debloca meciul ăsta? Da, Miculescu ar putea să fie o soluție, ținând cont de evoluțiile lui în ultimile meciuri. S-a schimbat, cred că, la el și la el ceva și a reușit să treacă peste momentele mai puțin bune din ultima perioadă și a reușit să încet, încet să redevină acel jucător pentru care FCSB a plătit acea sumă de bani. Uite pe bancă, dacă o să ne ajute colegii, să vedem și, apropo de echipa de star pe care am văzut-o și am analizat-o la începutul intervenției noastre, vedem și rezervele, pentru că acum devine importantă și banca de rezerve. Da, Vlad, exact, pentru postul de portar, Panțăru, Coman, Niculescu, Pandele, Toma, Ovidiu Popescu, Laslo, Pantea, Manolache, Rada Slavescu și Popa, mulți jucători tineri, dar printre ei vedem un Panțăru, un Coman, am vorbit despre el că nu e în cea mai bună formă, este răcit. Miculescu, un Ovidiu Popescu, poate chiar dacă ar vrea cei de acolo, chiar, nu știu, și un Rada Slavescu pot fi soluții. Da. Vezi ceva să intre încă de la pauză? S-ar putea să vedem o schimbare totuși. Cred că Miculescu va fi cel care va intra și sper să nu mă înșel
în locul lui Octavian Popescu. E Octavian Popescu, dacă îl comparăm cu lui... Dacă ar fi schimbarea asta, scuză-mă, atunci ar trebui să apară și, să apară și Pantea, sau mă rog, să apară și un jucător. Și un jucător Under, pentru Octavian Popescu joacă rolul jucătorului de Under. Da, într-adevăr, aveți dreptate. Dacă îl compar pe Octavian Popescu cu Luis Felipe, Luis Felipe e adevărat, nu a avut foarte multe realizări, nu, dar a fost în joc. A cerut mingea, a venit mingea la el, a și greșit destul de mult, dar a fost în joc, a fost prezent, a cerut mingea, nu s-a ferit. În schimb, Octavian Popescu nu prea a fost foarte mult timp în joc, nu prea a apărut în joc și cred că ar fi una dintre schimbări. Acum, cum ai spus și tu, este regula de Under 21, va trebui să mai facă încă o schimbare dacă vor să înlocuiască. În schimb, Băluț, într-adevăr, a apărut mult mai mult în joc, se vede că lipsește cei doi și și-a asumat mai multe faze, mai multe șuturi, a încercat să apară la finalizare mai mult. Mi-a plăcut și Baba Hassan, a făcut un meci bun, la fel este în joc, apare, a apărut și la finalizare. Cred că, per total, în afară de a marca, echipa a jucat bine și a făcut treaba destul de bine. Sper că în repriza a doua, cred că nu se va schimba foarte mult jocul. Cred că FCSB va continua să conducă și să facă acest pressing agresiv care le dă mingea în posesie foarte repede și sper să reușească să și marcheze. Domnule Săndoi, sunt de acord cu omul care se uita la noi și spunea că Miculescu va fi cel care va debloca situația pentru FCSB. El e într-o perioadă bună, a reușit să marcheze din postura de rezervă. Încă nu e chiar pe placul lui Gigi Becali, pentru că am văzut, întrebat despre Miculescu după golul remarcate, spunea da, dar nu mi-a plăcut că a pierdut el o minge în tușă și nu e chiar preferatul lui, dar reprezintă o soluție în acest moment la 0-0, printre puținele soluții de ordin ofensiv pe care le are pe bancă FCSB. Da, de asta îmi pun un semn de întrebare la momentul când va fi introdus în joc, pentru că dacă îl introduce acum la pauză, banca nu este foarte stufoasă pe care o are FCSB-ul astăzi. Exact cum discutați puțin mai înainte, sunt mulți jucători tineri. E adevărat, jucători cu calitate, pentru că bănuiesc că n-ar fi acolo la FCSB, dar sunt jucători tineri pe care risc să-i expui într-un meci de importanța ăstuia și la rezultatul care este acum. E posibil să facă această schimbare la pauză sau e posibil să o mai întârzie puțin. Dar să știți, e foarte important și pentru Luis Felipe să caute spațiile libere. El, exact cum spunea Stelian, a fost în joc, dar uitați-vă, de exemplu, ocazia cea mai clară pe care a avut-o Baba Al-Hassan este tot pe o intrare din linia a doua în spațiu liber. Deci, din punctul ăsta de vedere, aici a avut de suferit FCSB-ul. Chiar dacă nu sunt spații deosebite pe care să poată să plece în viteze și să ceară, dar spațiile se creează de fiecare dată în defensiva unei echipe și trebuie să fii pregătit și ca poziție pe care o ai în joc și ca poziționare, iar la fel, să fii pregătit să poți să le speculezi, să te întorci cât mai repede cu fața la poartă. Apropo de ceea ce a spus legat despre ocazia lui Baba Al-Hassan, și Sergio Alexandru, reporterul Gazetei Sportului care se află la Arena Națională, mi-a transmis că asta încearcă să facă Baba Al-Hassan, cumva e în rolul lui Darius Olaru, e dintre cei trei mijlocași centrali, Baba Al-Hassan, Șut și Alexandru. Al-Hassan este cel care se duce mai mult către ofensivă și încearcă să atace acele spații, așa cum făcea foarte bine Darius Olaru. A și reușit să atace spațiul ăsta, să aibă ocazie, doar că a respins Buzbuchi acolo, cumva și-a creat ocazie venind din linia a doua. Și apropo de elementele sesizate de acolo, pe care le-am văzut și noi aici, dar s-au văzut mai bine și de pe stadion, după minutul 30, Luis Felipe și Tavi Popescu au schimbat părțile. Tavi Popescu a mers în dreapta, Luis Felipe a venit aici în banda stângă, acolo unde juca el de cele mai multe ori la Iași. Da, să știți, apropo de Baba Al-Hassan, el și la Sibiu făcea foarte bine lucrul ăsta, dar în niciun caz nu are calitățile, adică sunt doi jucători diferiți, Baba Al-Hassan de Olaru.
Iar la fel, să știi că aș vrea să subliniez travaliul pe care l-au făcut jucătorii din linia de mijloc de la Faro. Pentru că uitați-vă, aproape de fiecare dată au coborât la susținerea fundașilor laterali pe care i-au. Uitați-vă la Luis Felipe și când a venit aici în partea stângă. De fiecare dată aproape a fost închis de doi jucători, nu numai de unul singur. Pentru că dacă ar fi fost închis, să zicem, aici la partea dreaptă decât de Duso, sunt convins că ar fi luat acțiune individuală. Ei, aproape de fiecare dată, aproape la fiecare fază a fost închis de doi jucători și de asta n-a putut nici acțiune individuală, pentru că este foarte periculos cu mingea la picior, pentru că are o tehnică bună, o viteză de deplasare bună. Deci din punctul ăsta de vedere, chiar dacă Faru n-a strălucit în prima repriză și v-am spus, n-a strălucit și datorită evoluției pe care a avut-o linia de patru fundași pe care a avut-o FCSB-ul și a inteligenței în joc pe care o are șut de fiecare dată. Domnule Sandor, vă întrerup pentru că vine meciul peste noi. Din ce am putut să văd, două schimbări la Farul Constanța. Au ieșit Budescu și Rivaldinho și n-am văzut cine a și intrat. Dar sunt două schimbări la Farul. FCSB nu cred că a făcut nicio modificare pentru repriza secundă. Repede, Stelian, pentru că tu ești posesorul biletului câștigător de la pauză, zi-mi un scor final pentru... 1-0 FCSB. 1-0 FCSB. Domnule Sandoi, foarte repede, cum se termină meciul acesta? Nu mă pune să dau pronosticuri așa. Să știți că și Faru poate să întoarcă jocul, nu este exclus, sau să prindă o acțiune pe contraatac, pentru că, v-am zis, mai apar greșeli și în defensivele echipelor, chiar dacă joacă foarte bine. Dar, în mod normal, FCSB rămâne favorită. Bun, Coman, a intrat Florinel Coman în locul lui Luis Felipe, asta ca să fie complet, deci până la urmă e o schimbare și la FCSB. Domnilor, mulțumesc, mergem să vedem repriza a doua, FCSB Farul 0-0, ne întoarcem la final, atunci vom avea tabloul complet, vedem ce s-a întâmplat și primim și reacții de acolo de la Arena Națională.